Ați venit să vedeți starea terenului? Nu, luni avem reunirea la ora 12 și după cum e normal, am trecut cu antrenorul principal Nicolo Napoli și cu antrenorul secund Dragoș Bon, să vedem și noi starea terenelor. În primă fază oamenii au spus că nu este o problemă, după care au sunat, au venit șeful firmei de pază, a spus că CSU a angajat această firmă de pază și nu avem dreptul să intrăm pe Oblemenco. În momentul în care noi am intrat pe Oblemenco, noi am lăsat pe ei să se antreneze. De aici am vrut să demonstrăm că nu de fiecare dată funcționează proverbul acela cu facerea de bine. Pentru că noi, dacă am spus că putem să coabităm, chiar am făcut o adresă către Primăria Craiova, către Consiliul Local Craiova, în sensul de a ne desfășura și noi activitatea pe Ion Oblemenco, cum este normal și cum este de drept, pentru că a doua executare este caduce, deci acel executor care a făcut această executare normal trebuie dat afară pentru că l-a făcut un mare abuz, chiar dacă era o hotărâre judecătorească, era caduce și legiuitorii știu ce înseamnă chestia asta, dar abuzurile continuă, practic până la urmă, mâine în ședința Consiliului Local se va vedea dacă se vrea să existe în continuare Fotbal Club Universitatea Craiova sau doar clona aceasta din 2013 trebuie să existe în acest oraș, pentru că dacă pentru ei se găsesc bani pentru tot felul de lucru, pentru pază, pentru a le pune la dispoziție stadioane, turnee și tot felul de alte cantonamente, deși și noi avem asociată primăria, practic și noi putem beneficia de aceleași drepturi, pentru că și noi suntem echipa craiovenilor, echipa orașului Craiova și vrem să ne desfășurăm activitatea la Craiova și nu să luăm iarăși drumul pribegiei. Personal voi susține și voi propune finanțatorul Adrian Biteru ca să mergem cu acest protest chiar la modul în care să ne desfințeze, pentru că de fapt asta vor. S-a blocat virarea banilor de la terenul din Balta Craioviță, 1,5 milioane, care este o hotărâre de Consiliul Local, este o acțiune în care trebuia să ne vireze banii, deci atunci și financiar, și logistic, în ceea ce înseamnă că noi nu putem să beneficiem de terenurile care sunt construite de noi, practic, știți cu toții chestia aceasta, și atunci este încă o dovadă în plus că se dorește cu orice preț să ne desfințeze. De când s-a terminat campionatul, și presa și ei au alimentat acest scandal, ne-au căutat fotbaliștii prin tot felul de manevre oculte, în sensul de a nu se mai prezenta la echipa noastră, să îi transfere la ei. Au făcut o victorie și un trofeu din faptul că au luat vechiul doctor pe Tohăneanu Andrei, care de fapt el nu mai venise la noi de 2 luni, și încă o dată în plus vă spun cu toată responsabilitatea că ceea ce se întâmplă cu FCR Craiova grea este un mare abuz și o mare bătaie de joc. Consilierii în ședința de mâine trebuie să iau o decizie foarte clară, să răspundă la cererea noastră. Noi de ce nu putem să jucăm la Craiova? De ce nu putem să jucăm pentru publicul nostru, public care pe 23 noiembrie 2013, la meciul dintre cele două echipe, a votat și a demonstrat că este cu FCR Universitatea Craiova 1948. Fac un apel și la doamna primar, în sensul în care trebuie să îngroape securea războiului. Noi, echipa, conducerea, antrenorii, nu avem nicio vină. Dacă este un război între domnul Adrian Mititelu și ceilalți, ei trebuie să facă o diferență, că și noi avem familie, avem servici, trebuie să prestăm o muncă, ni se îngrădește dreptul la muncă, dreptul care este conferit de Constituția României și inclusiv de comunitatea europeană. Nicolo, unde va fi reunirea echipei sau vă descrițați? Aici, aici, în parcare, aici venim la stadion, luni după vizita medicală. Când ne lasă liniștite, ne face fără lucrurile noastre în terenul nostru, la casa noastră, asta îmi trebuie domn primăriț. Asta. Suscrii la ideea, domnul președinte, de a vă desfința? Nu a ne desfința. Nu, da, deci vrem să jucăm la Craiova, logic. Nu îmi băga în legătură. Ideea este foarte clară, domnule. Avem dreptul, e și dreptul nostru. Noi suntem echipa Craiovei. Domnule, care echipă s-a înființat înainte? A noastră sau asta de anul trecut? Ce dacă o faceți pe proștii până la urmă? Nu, foarte clar. Dar noi ne ștăm aici chiar cu riscul că ne desfințăm. Ai spus că la ideea de a-i propune lui Adrian. Da, domnule, da, da. Să nu mai... Da. Și cerem daune, bineînțeles. Atâta timp cât nu vom fi lăsați să ne antrenăm, vom sta aici și vom începe competiția fără să ne antrenăm. Înțeles?
Asta e ideea noastră. Ai vorbit foarte bine Marcelan cu probleme de pe noastră. Dar că jucătorii nu sunt plătiți, este fapt, e clar și dovedit de faptul că s-a creat un abuz. Noi de ce am ajuns în situația asta? Pentru că am fost dezafiliați abuziv. Atâta timp cât parchetul Direcției Naționale Anticorupție a trimis în judecată pe Mircea Sandu și pe Dragomir și acum și cei 12 membri ai Comitetului Executiv și s-a stabilit că este un prejudiciu de 50 de milioane de euro, întreb, care sunt cauzele care au dus la situația noastră actuală și că nu sunt fotbaliștii plătiți? Păi abuzurile care s-au făcut. Uitați-vă, această firmă de pază n-are nicio vină. Ea respectă un ordin dat de Giorgău, de primărie, de cine a dat, de CSU, nu? Și spune, doamne, n-au dreptul. Dar întrebarea mea e, noi am lăsat să te antreneze, noi am demonstrat că suntem oameni și vrem să jucăm la Craiova, da. Chiar dacă ei joacă o sâmbătă și joacă o duminică. Doamne, dacă se demolează stadionul, noi nu avem nimic împotrivă, plecăm și jucăm și noi la Severin, în altă parte. Dar de ce nu poate să fie o înțelegere? Pentru că prin presă au spus, doamne, noi nu vrem un scandal. Am demonstrat că ei vor un scandal. Dar ce am făcut? Am intrat să vedem niște stadioane. Aceste stadioane sunt construite de noi, nu sunt construite de ei. Dar au fost probleme cu firma de pază? Nu, domne, oamenii în principiu ne-au lăsat, după care au primit un telefon și au spus, n-au voie. Asta este, noi respectăm, oamenii își fac serviciu, dar de ce n-am voie, întrebare, de ce n-avem voie? N-am primit un telefon, asta e, ne aflăm sub un contract. Și ca firmă de pază, cât timp te afli sub un contract, trebuie să respecti. Dar dumneavoastră este lucruri. Și dreptul nostru, pentru că noi, la rândul nostru, avem o introducere, o repunere în folosință, da? Repunerea cealaltă a lor este că și ei au dreptul, dar noi nu avem, de ce, dreptul nostru de ce e îngrădit? Aici o dispută în instanță, noi respectăm până, ultima. Păi și noi trebuie să murim până se judecă ăștia, care e ultima? Păi eu zic că este în funcție și a noastră, este în funcție și a noastră și a lor. Da. În mod normal, ambele putem să folosim bază. Da, noi ne aflăm sub un contract cu CS Universitatea. CS Universitatea v-a transmis, probabil că noi nu avem dreptul, nu? Păi îi mulțumim domnului Giorgău, celul de la CS Universitatea, pentru tratarea, pentru tratamentul la care este o chestie legală, nu e legală, e ilegală. De ce? E ilegală, pentru că nu e caduce, a doua executare e caduce, cât timp s-a făcut un titlu executoriu. Nu mai putea să facă al doilea. Acel executor din Craiova a făcut un mare abuz. Noi ne facem datorie. De acord, dar eu nu vreau să mă cer cu nimeni. Eu un punct de vedere al dumneavoastră, îl respectăm, transmitem și noi mai departe chestia. Deci luni nu mai putem să ne reunim mai departe. Dar noi am testat să vedem dacă asta putem, vrea să ne luăm și noi costuri. Asta tehnic să știm, că nu băieții aici, mi se ducă la port. Nicolo Napoli nu poate să antreneze, nu poate să antreneze echipa în pădure, nu? Atunci am unui sport și știu ce înseamnă. Noi am venit să vedem, asta e de situație, se va soluționa. Sau nu, dar era normal să venim noi să testăm ca staff înainte să nu ne aducem băieții pe aici să fim ținuți pe la porți. Alo! Să sperăm că e ghișit. Marcea, vii ce ai luat așa? Da, ce știu că vreau să ies.